3net Radio. More music. More colours. Open mic. Be a volunteer. Do something for the others. With Mudder on 3net Radio. Bine v-am regăsit. Sunt Madalina Ion. Începe microfonul deschis. Să aveți o săptămână așa cum vă doriți, în care toate cele rele să se spele, iar cele bune să se adune. Alex Zamfir și Eugen Tarta sunt invitații noștri în această seară, pentru că proiectul pe care l-au demarat are o poveste, zic eu, prea adevărată ca să nu fie povestită. Domnilor, bună seara și bine ați venit și de asemenea vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, mulțumim și noi pentru invitație. Alex Zamfir prestează servicii publicitare, are și un blog extrem de citit și vizualizat, deși este încă tânăr, celmaibuntată.ro, pentru proiectul pe care îl vom prezenta în această seară, face fundraising. Iar Eugen este medic primar radiolog și predă anatomia la Facultatea de Medicină. Și probabil că o să vă întrebați, da, cum s-au întâlnit și cum s-au gândit la un astfel de proiect. Iată, demarăm discuția noastră cu o întrebare firească. Ce este unleu.org? Ce își propune, de fapt, acest proiect? Unleu.org este o platformă prin care ne propunem să strângem leu cu leu suma de 80 de milioane de roni necesară construirii primului centru medical independent de oncologie și hematologie pediatrică din România. De ce? Trebuia să pun punct aici. Trebuia să pui punct, da. Am simțit că ai rămas așa în aer. Da, un pic. De ce ați optat tocmai pentru un spital de oncologie pediatrică și hematologie? Cred că ar trebui să ne răspundă domnul doctor. Eugen, îmi pare bine. Am avut o discuție așa mai pe larg vis-a-vis de specialitatea care ar trebui acoperită și am hotărât că o entitate independentă de oncologie pediatrică și hematologie nu există în momentul ăsta și având sprijinul unora dintre colegii mei care sunt implicați în această disciplină și pe partea administrativă și pe partea terapeutică, au zis că și am hotărât că e o oportunitate și având în vedere echipa implicată și entuziasmul pe care îl debordează, e mai mult decât un argument în favoarea unui asemenea proiect. Alex, îți dau ocazia să emiți o frază fără a ne lăsa în suspans, da? Încerc. De ce crezi că este acesta, și aș vrea și de la Eugen un răspuns, un proiect îndrăzneț în care noi, simpli cetățeni, merită să investim? Cel mai simplu răspuns ar fi pentru că nu avem nevoie decât de un leu de la fiecare român sau, ca să fim mai corecți, 4 lei în 3 ani de la toți românii care trăiesc în România, deși sunt deja foarte mulți români și din afară care doresc să contribuie și care probabil deja au contribuit. Și mai mult decât atâta, îndrăznesc să spun că nu e doar un proiect îndrăzneț, ci este un proiect pentru România. Și e un proiect de care România are nevoie, un proiect care va fi făcut cu ajutorul românilor și pentru români. Este un proiect pentru sănătatea noastră. Așa până este. La urmă, și când vorbim despre copiii noștri, facem tot ceea ce este omenesc posibil, chiar mai mult, da? Eugen, de ce să investim în astfel de proiect? Este prima oară când ne-am întâlnit noi doi, eu cu Alex, și am vorbit așa mai pe larg despre proiect și voi cum vă cunoșteați de dinainte sau de vreo 20 ceva de ani. Prietenie veche. Da, într-adevăr, am fost coleg de liceu cu sora lui Alex.
Eu eram la micul care stăteam pe lângă ei și dacă vreo zi mai mic... Și care n-a vrut la medicină. Bravo, și încurcam mereu cu prezența mea. Da. Așa. Ziceați de întâlnire. Variantele, așa. Implicarea este extrem de... adică trebuie să fie extrem de... cum să zic eu, primul lucru pe care l-am spus a fost dacă își dă seama de greutate, piedici, da? de toate, uh-huh. toate fazele în care un asemenea proiect poate evolua și poate prinde conturi. Și el ți-a zâmbit ca acum, nu? Exact așa a făcut, da, exact. Pentru exact el nu există așa, obstacole. Nu. Și m-am uitat la el și am zis, ok, dacă... Nu, dacă entuziasmul este atât de mare, fără discuții că un asemenea proiect este posibil. Dacă ne asumăm lucrurile coerent, realist și lumea implicată în acest proiect și cei pe care reușim să implicăm în acest proiect vor răspunde corespunzător, nu prea ar avea niciun fel de... Nu prea ar exista niciun motiv în defavoarea unui astfel de proiect. Iar beneficiile sunt absolut, adică nu pot fi cuantificate. Ce se încearcă, în primul rând, să îmbunătățim mai mult, deci să trecem la nivelul următor, da? Să trecem de actul medical, terapie chirurgicală și medicamentoasă. Implicarea este mult mai... Da? Profundă și mai mare, înțeleg. Da, și la componenta aia psihică pe care uh-huh. o putem o îmbunătăți vis-a-vis de pacienții cu asemenea patologie. Mai ales copii. Exact. De ce mai ales copii? Fiindcă ei răspund mult, mult mai bine și pot mobiliza mult mai bine în favoarea vindecării. Ați văzut ce atitudine au ei în fața bolii, în special copiii bolnavi de cancer? Mie nu mi-a venit să cred. Am cunoscut câțiva copii în așa situație. Adulții sunt terminați, iar copiii pur și simplu îți dau curaj ție, aparținătorului. Îți dau curaj și în același timp te responsabilizează într-o asemenea măsură că e foarte posibil să nu faci față la presiunea pe care o pun pe tine. Și creând un asemenea centru în care... încerc să nu-i scoți din mediul lor familiar, să-i duci într-un mediu auster și ostil până la urmă. Da, exact, în spital. Încerc să îi aduci într-un mediu în care să-și dorea să vadă că se pot face bine. Sunt, în momentul ăsta sunt, știu foarte bine, organizații care funcționează în secțiile de oncologie din spitalele și din București și din țară, care exact acest lucru fac. Și răspunsul este de foarte multe ori unul pozitiv, da, vis-a-vis de progresia bolii la copiii care sunt tratați în asemenea în aceste secții. Donați, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, câte un leu pentru cel din tâi centru privat de oncologie și hematologie din România. Cum, de ce aflați urmărindu-ne cu atenție în această seară, aici, la microfonul deschis? Ați precizat, domnilor, din capul locului că nu doriți să cereți ajutor financiar de la statul român. Alex, de ce? Aș vrea să fac o scurtă precizare înainte să răspund la întrebarea asta. Povestea eu gen puțin mai devreme că m-a întrebat în prima noastră discuție dacă știu în ce mă bag și eu am răspuns senin că nu, dar că vreau să fac chestia asta. Și ca să nu creadă lumea că sunt mai nebun decât sunt în realitate, știu la ce ne-am înhămat și că este un proiect foarte complicat, doar că așa cum spuneam la un moment dat și pe blog, cred doar că indiferent ce greutăți ar întâmpina un astfel de proiect, oriunde și oricum și-ar dori să se concretizeze el în România sau în altă parte, sunt convins că o astfel de construcție a unui spital nu este simplă, sunt doar niște piedici pe care ușor-ușor le putem surmonta dacă ne dorim acest lucru. Acum revenind la întrebarea ta, Mădălina. Statul, da. E foarte simplu. La fel, e un lucru pe care l-am mai spus și o să-l tot repetăm, pentru că e important. Nu e un proiect pe care îl facem în ciudă.
Nu vrem să arătăm că noi suntem mai deștepți și că alții... Nu avem nevoie de ajutorul statului, nu? Exact. În primul rând, nu ne dorim să ajutorul statului în niciun fel la strângerea de fonduri. Nu este nimic ostentativ, nu. Ca să înțelegem clar. Vom avea nevoie de ajutorul statului atunci când vine vorba de avize, autorizații și toate actele necesare. Este doar un proiect pe care noi l-am gândit așa, încercarea de a strânge doar fonduri private, pentru că ni s-a părut mai simplu să încercăm să-l facem așa, pentru că nu l-a făcut nimeni nicăieri și pentru că ni s-a părut că de ce nu l-am face noi aici în România și nu noi cei care v-ați strâns. Exact, ne-am strâns inițial și ne-am asumat acest proiect, ci noi românii cu toții. Păi voi într-un fel ajutați statul. Noi să zic așa. Din punctul nostru de vedere ne place. Și statul vă va ajuta pe voi și iată cum o mână spală pe alta, așa amândouă fața. Noi ne place să credem că în cât mai curând posibil vom reuși să ajutăm pe copiii români. Deci nici statul pe noi, nici noi pe stat, ci noi toți și noi și statul pe copiii bolnavi de cancer. Bine punctat. Mi-a plăcut răspuns. Mulțumesc. Să știi că nu a fost exersat. Da. În cât timp, dragilor, vă propuneți să strângeți banii necesari și să construiți acest centru de oncohematologie? Deja îl văd cu coada ochiului pe Eugen cum se uită la mine, așa că o să răspund tot eu. Da, îl punem la treabă și pe Eugen, nu te se rog, poate. Te rog, la un moment dat să faci chestia asta. Noi am zis că încercăm să strângem cele 80 de milioane de RON în 3 ani. Sperăm să-i strângem și mai repede. Știm doar că, din ceea ce ne-au spus oamenii care se pricep, din momentul în care ne apucăm efectiv de construcția spitalului sau de obținerea avizelor, avem nevoie de o perioadă de între 2 ani și 2 ani și jumătate pentru construcția lui. Deci cu cât vom reuși, vom reuși mai repede să strângem măcar o parte din bani cât să achiziționăm terenul sau să ne apucăm de construcție, cu atât mai putem să ne apucăm de construcția mai repede și să fie spitalul gata. Alex, știi la ce mă gândeam? M-ai întrebat înainte de a începe această emisiune. Dacă Mario Demezzo, un vechi amic de-al tău, a fost invitatul meu acum 2 săptămâni. De fapt, săptămâna trecută a fost Mario aici în studio, tot luni seara. Știi că mă gândeam că ați putea colabora cu Mario din poziția lui de acum, de director național la Habitat for Humanity. Vin și eu cu o idee, pentru că el are voluntari acolo, v-ar putea ajuta pe șantier, nu? La construcția, la ridicarea centrului. Uite, ar fi frumos, Radio 3 Net vă dă idei și înfrățim aici două organizații, da? Două comunități. Așa este acum, eu nu pot decât să spun că sunt de acord cu tine. Să mă feliciți pentru idee. Da, doar că eu am apucat să vorbesc deja cu Mario acum vreo lună despre proiect. Dar și aici trebuie să spun că n-am discutat, adică nu mi-ai ridicat-o la fileu ca să și nici nu-i facem publicitatea lui Mario. În schimb, despre Mario aș vrea să spun un alt lucru, că mi-a spus niște vorbe mari din punctul meu de vedere, respectiv că l-a întrebat la un moment dat cineva dacă românul are vocația asta de donator. Și el a spus o chestie care mie mi se pare foarte adevărată, și anume că românul donează pentru că nimeni nu-i o cere. Și ăsta mi se pare un lucru sau adevărat. Sau nimeni nu știe cum să-i o ceară. Da, nimeni nu-i o cere cu ghilimele de rigoare. Așa. Eu aș adăuga la acest lucru că una din părțile frumoase la proiectul nostru este că nici nu contează dacă românul are vocație sau nu de donator, pentru că un leu are oricine. Cum zicea Ștefan, unul dintre colegii noștri din acest grup care a inițiat proiectul, chiar și un cerșetor probabil care are un leu, dacă îi ceri și știi să-l convingi, îți va da din cei 7 lei sau 10 lei strânși într-o zi, îți va da un leu ca să strângi un spital. Sigur, sunt oameni care nu au nici măcar un leu să dea și înțelegem acest lucru și nu e nevoie ca ei să doneze, dar sunt atât de mulți alți oameni care pot dona un leu, 5 sau 7, și cu cât vor dona mai mulți și mai repede, cu atât acest spital va fi gata mai... Nu este obligatoriu să doneze un leu, ci, mă rog, asta e limita de jos, da? Un leu. Cine vrea să doneze mai mult, poate să doneze mai mult, nu, Eugen? Absolut, absolut. E simbolic, dar mesajul este foarte clar vis-a-vis de implicarea tuturor românilor în proiect. E vorba, da, într-adevăr, de centru, dar e vorba de
cum se mobilizează toată lumea în favoarea unui asemenea proiect, care poate fi reprezentativ. Voi ziceați ceva de 3 ani, o perioadă de 3 ani. Vin și vă întreb, sinceră să fiu, întrebarea mea a fost sugerată de cineva care a intrat pe site-ul vostru și acolo la donații a punctat că perioada asta de 3 ani s-ar putea să fie cam mare, dacă stăm să ne gândim câți părinți disperați există în România și câți copii cu maladii necruțătoare, câți copii bolnavi de cancer și câți pleacă din România să caute tratament în afara țării. Și chiar tu, Alex, povesteai puțin mai înainte despre un caz, un caz fericit, fiindcă, iată, s-a intervenit în timp util, cazul unui băiețel care a avut nevoie de o intervenție în Turcia și tot așa ați pornit cu un leu și ați reușit să-l ajutați. Ce zice Eugen? Sunt mulți 3 ani sau exact cât trebuie? Aș spune că nu e nicio perioadă optimă, nici minimă. E o perioadă pe care ne-am asumat-o după ce am stat și am făcut niște calcule, am niște previziuni, am stat de vorbă cu colegii noștri de la Birou de Arhitectură, care au fost alături încă de la început, și am zis că perioada asta de 3 ani ar fi optimă. Într-adevăr, dacă reușim să o reducem, ar fi în favoarea proiectului, dar nici perioada asta de 3 ani nu este, să spunem, un argument nefavorabil. Am zis că e perioada optimă pe care am putut să o evaluăm din punct de vedere al strângerii fondurilor. Da, mă, 3 ani e cifră magică, știi? 3 e cifră magică, era, nu? Ține absolut, de tradiția absolut, noastră. Da, în bazme, 3-ul aducea noroc. Mă, dar știi care e, care a fost problema noastră cu acești 3 ani? Că pur și simplu a fost așa, am scos-o, ne-am gândit noi cam cât ar fi ok să spunem noi că strângem 80 de milioane. Și ni s-a părut nouă ok 3 ani, dar realist vorbind, nimeni nu și-a propus să strângă în România, din ce știm noi, 80 de milioane leu cu leu. Doi la mână, nimeni n-a strâns suma asta vreodată. Adică dacă iei bugetele anuale ale celor mai performante ONG-uri din România și mulțești cu 3, n-ajungi la suma asta. Deci ceea ce ne propunem noi din acest punct de vedere, știm că este o nebunie. Dar o nebunie frumoasă. Sigur că da, și mai mult decât atâta, nouă nu ne se pare că cea mai mare problemă este strângerea fondurilor, că ți-am spus, e atât de, așa cum o vedem noi, e atât de simplu să donezi un leu, să contribui și tu, încât nu asta va fi marea problemă, ci cum reușim noi în 3 ani să ne facem, să ținem treazi interesul românilor, una, și doi, cum le câștigăm încrederea. Pentru că un astfel de proiect, când auzi de el, ai două variante, ori trei, de fapt. Ori zici despre noi că suntem nebuni, ceea ce am auzit, ori zici despre noi că suntem hoți, ceea ce am auzit și chestia asta, ori ne donezi sau vrei să te implici într-un fel sau altul. De-aia vi se cerea tot pe site transparență, să fiți mai transparenți, pentru că așa, vezi, Doamne, oamenii se vor îmbulzi și vor dona poate mai mult decât un leu. Sunteți sau nu transparenți? Ne-am asumat de când am lansat proiectul, primul lucru pe care l-am spus și pe care l-am discutat între noi și pe care l-am anunțat public este că acest proiect va fi făcut transparent. Drept dovadă, în fiecare zi de luni publicăm pe site soldurile conturilor noastre, astfel încât se vadă că doar eventual intră bani acolo și nu ies. Și sau primii bani care vor ieși vor fi pentru diferite achiziții făcute legate de acest proiect. Deci din punct de vedere al transparenței, Există, ne-am propus-o și ne dăm seama că altă soluție nu există. Și mai mult decât atât, nu știu dacă mai avem timp acum să povestim și ce se întâmplă după ce... Povestim după spoturi și după melodie. Vom afla cum se țese
treaba la proiectul ăsta, de ce este credibil un astfel de proiect, ce pași urmează strângerii de fonduri. Intrați pe un leu, pe un corg și veți înțelege ce înseamnă o echipă de nebuni frumoși cu inima mare. Doi dintre ei, cum spuneam, în seara aceasta, iată, au venit în studioul Radio 3.net, Alex Zamfir și Eugen Tarța. Alex Zamfir s-a specializat deja în strângere de fonduri. Eugen este medic primar radiolog și predă anatomie la Universitatea de Medicină Carol Davila. După strângerea de fonduri, despre care am tot făcut vorbire, care ar fi pasul următor în acest proiect? O știți eu? E o întrebare simplă. Construcția spitalului? Întrebare simplă, răspuns punct ochit, punct lovit, greu de făcut, da? Așa este, nu, e construcția, noi am gândit proiectul ăsta împărțit în trei etape. Prima etapă constă în strângerea fondurilor, a doua în construcția spitalului și a treia în operarea spitalului, pentru că, așa cum o să las pe Eugen să povestească, nu e doar că ne dorim să ridicăm o clădire frumoasă și echipată la standarde de secol 21, ci ne dorim ca această asociație pe care o înființăm acum să și opereze spitalul ăsta pentru totdeauna și las pe Eugen să vină cu completări. Da, și să ne spună exact cum va fi organizat acest centru de oncohematologie pediatrică. Exact cum va fi organizat în momentul ăsta e greu de spus. În mare, ce am reușit să punem la punct până în momentul acesta e să identificăm compartimentele principale, partea de terapie, partea de diagnostic. Am încercat să creionăm așa în mare, reușim să o aducem aproape de 100% echipa medicală care ar putea fi implicată. Sunt foarte mulți medici de afară, foști colaboratori, foști studenți, medici care au auzit de proiect, care au zis și au exprimat disponibilitatea pentru a funcționa benevol vor avea timp să vină din altă parte aici să vă ajute? În momentul în care te sună și îți povestește un absolvent de Oxford că vrea să vină să ne ajute o lună pe an benevol într-un asemenea spital, da. Stai și te gândești că mesajul a fost suficient de puternic cât să convingă. Iar cei cu care am început colaborarea pentru organizarea spitalului și-au dat seama de provocări, dar disponibilitatea este maximă și nu vă pot spune decât că ei sunt implicați de foarte multă vreme și în organizarea activității spitalicești, în mod special în cea oncologică, că direcția a fost foarte clară și o să-mi permit să păstrez un pic aceste persoane, nu neapărat sub anonim, da, fiindcă direcțiile și planul pe care construim se întâmplă acum și ca să nu devoalăm și să nu părem că vorbim mai mult decât facem, o să-mi rezerv dreptul ăsta. Pot să mai adaug ceva? Te rog! Anul trecut, încercând să-l ajut pe un băiețel și făcând o strângere de fonduri pentru un băiețel de 3 ani și jumătate bolnav de leucemie, am dat peste blogul lui, blogul făcut de părinții lui pentru el, și am văzut niște poze cu el, majoritatea făcute în spitalele din România. Și postura acelui copil, fața lui, corpului, emanau tristețe prin fiecare pora lui. Mi s-a părut sfârșitor acest lucru și m-am hotărât să încerc să-l ajut. După ce au reușit să strângă fondurile, au plecat în Italia la o clinică
Și până să înceapă orice fel de tratament, în timp ce oamenii de acolo îi refăceau analizele, părinții le-au postat la vreo 2 săptămâni după ce ajunsese acolo fotografii. Niște fotografii în care nu se întâmplase nimic. Adică nu începuse niciun tratament. Niciun tratament. Dar doar pentru că era acolo unde mă închipui eu că spitalul arăta într-un fel. Era altă atmosferă, spitalul ăla arăta într-un fel anume. Făceau tot felul de ateliere, de olărit, parcă povestea el. Era al copil, râdea cu toată fața, se îngrășea și așa mai departe. Adică e... Partea asta, Eugen poate să confirme că eu nu am nicio pregătire medicală, pot doar să-mi dau cu presupusul. Dar cred mentalul, că este... mentalul lui era altul, starea lui de spirit era foarte importantă. Alta, și atunci, important, ceea ce ne propunem noi prin acest proiect este că atât prin designul exterior cât și interior să facem un lucru în care să vii să te vindeci și să, nu numai că să simți că vii să te vindeci, nu doar să știi. Când intri acolo să zici ok, am ajuns unde trebuie și de aici sigur plec vindecat. Cred că dacă facem chestia asta, îi ajutăm pe ei să ne ajute pe noi să le vindecăm boala. Eugen, v-ați gândit în cadrul centrului să aduceți oameni care ar putea să lucreze în paralel și cu părinții? Fără discuție, e unul din e una din direcțiile pe care psihoterapie și cu familia, cu membrii familiei. Aș spune că e un termen destul de... Adică multă lume nu îl percepe așa ca și mesaj, dar e un termen agresiv, psihoterapie. Dar, într-adevăr, abordarea trebuie să fie globală. Mai aproape, mai degrabă, consiliere psihologică. În momentul în în secțiile astea de oncologie pediatrică ai, să spunem, două rânduri de pacienți. Ai pe copii pe care trebuie să-i tratezi propriu-zis și ai părinții pe care trebuie să-i susții și să ai de-a face cu ei în paralel cu suferința celor mici. Dacă reușești să-i mobilizezi ca și întreg, răspunsul va fi și mai bun. Cum s-a închegat echipa asta voastră? Câți oameni sunteți în proiectul ăsta? Câți ați intrat? Foarte mulți. Răspund și așa... Ce vă unește așa? Răspund așa nu ca să dau un răspuns politicos, ci că, pentru că sunt 11 oameni care au pornit proiectul ăsta, dar nu contează cine sunt acești 11, în primul rând pentru că chiar sunt niște nimeni așa... Nu, hai că n-am întrebat bine. Ce fel de oameni sunteți? Nu cine nominal așa, da? Ce fel de oameni și ce vă ține pe voi acolo împreună? Except în cauza pentru care luptați. Nu știu ce poate să spună fiecare de ce aveți în acest proiect. În acest moment suntem atât de diferiți încât acest proiect ne ține împreună. Chiar am avut săptămâna trecută o întâlnire cu toți 11 așa. Și a fost un... Ca să fiu așa politically correct, pot să spun că a fost un haos creativ. Mai degrabă a fost un haos, dar a fost un haos din care au ieșit foarte, foarte multe idei ok. Echipa s-a închegat în felul următor. Eu am avut ideea asta după ce am reușit să fac o campanie pentru Tudor, cu Dămul Eu pentru Tudor, să strângem o sumă de bani importantă. Am avut ideea să încerc să fac mai mult decât atât. I-am povestit lui Eugen că aș vrea să cer românilor câte un leu ca să construim un spital. El, după cum v-a povestit deja, m-a întrebat dacă știu în ce mă bag și când a aflat că nu, a zis perfect, atunci mă bag și eu. Și de aici încolo, fiecare dintre noi a întrebat niște oameni dacă vor să ni se alăture. Și răspunsul în cazul tuturor celorlalți 9 a fost sigur ce trebuie să fac eu. Habar n-am, a fost răspunsul nostru. Vedem noi pe parcurs. Important este să-ți dorești să facem proiectul ăsta. Și a fost ok. Vrem să ne băgăm, hai să-i dăm drumul. Spunea unul dintre donatorii voștri pe site că sunteți niște nebuni frumoși, curajoși și cu suflet. Să-l contrazicem sau? Sau cum? Frumoși, cred că se referea mai degrabă la cele două doamne care fac parte din grup. Curajoși rămâne de văzut, adică asta e așa, putem să zicem noi că suntem curajoși, dar nu știu cum, dacă e adevărat sau nu, dar cu suflet mare, cu siguranță suntem toți. Ce au de făcut concret cei care doresc să vi se alăture, Eugen? Așa cum a zis și Alex mai devreme, am început
de la o idee de-a lui, numai că lucrurile s-au mișcat atât de repede de la ideea lui până la formarea grupului și cum s-a derulat proiectul, cu alegerea arhitecților, cu discuția cu cei care organizează partea administrativă, cu autorizații, cu promovări, încât nu știu, adică nu știu ce ar trebui să se întâmple acum ca să ne rupă ritmul, mai ales că fiecare... Păi nu cred că vă mai poate rupe ritmul cineva. Nu, chiar nu în momentul ăsta, nu, fiindcă de la prima întâlnire s-au stabilit foarte clar direcțiile. El a zis că a fost un haos cum? Organizat? Creativ, așa. Nu, a fost chiar excepțional. Eu nu mă așteptam, mai ales că în afară de mine mai e cineva din mediul, din sistemul medical, implicat. Aha. Mai mult pe partea de business. Dar implicarea celorlalți și disponibilitatea lor și ideile cu care au venit, am zis că wow, e... Chiar nu văd ce ar putea să se întâmple. Iar efectele acestui ritm s-ar putea să se vadă mai repede decât în perioada asta de 3 ani pe care ne-am alocat. Vedeți cu ochii buni și colaborarea cu alte ONG-uri, fundații, asociații? Vedem cu ochi buni colaborarea cu oricine. Ne dorim cât mai mulți oameni să implicați, cât mai multe entități juridice, ONG-uri, firme și așa mai departe, din România sau de afară. Ne dorim să învățăm de la alții care au făcut proiecte similare și tot ce putem să le spunem oamenilor acum este să intre pe unleu.org, să vadă despre ce este vorba, dacă îi convingem să acționeze într-un fel sau altul, adică fie să doneze, fie să ne spună că vor să se implice alături de noi și să găsim o alternativă în care să se implice. Da. Dacă încă sunt sceptici, înțelegem acest lucru. Singura rugăminte este să stea aproape de proiect, să ne urmărească, pentru că vom comunica permanent cu ei și în momentul în care îi vom convinge să vină alături de noi. Pentru că, mai am timp să mai spun ceva? Da, cum să spuneam la un moment dat că o chestie în care cred foarte tare, că acesta este noi 11 am avut o idee și am pornit un proiect, dar e nevoie de o țară întreagă ca să ducem la capăt proiectul și să construim spitalul. Mă gândeam la treaba cu scepticismul. Când vom și edita această emisiune și o vom urca pe YouTube, clar nu vor mai fi sceptici grupul donatorilor. Vă doresc din tot sufletul să iasă bine. Alex Zamfir și Eugen Tarța, unleu.org. Dă-mi un leu, te rog, ca să construim un spital pentru copii, așa scrie pe site-ul vostru. Chiar așa, ce mai așteptați? Un leu. Ce înseamnă de fapt un leu? Și uite cum se repetă istoria, așa a fost ridicat și Ateneul Român. Probabil că mulți dintre voi își mai amintesc sloganul "Dați un leu pentru Ateneu". Mulțumesc invitaților și le doresc din suflet ca acest vis să devină realitate. Și vă aștept și atunci în studio să inaugurăm împreună centrul de hematologie și oncologie pediatrică în sistem privat, pe primul din România. Mâine la microfonul deschis, emisiunea pentru o mai bună sănătate, iată cum se leagă lucrurile, ne întâlnim cu cea care, din dragoste pentru cei doi copii ai ei, a creat bomboana fericirii, care cât de curând va fi degustată de toți copiii din România. Este o bomboană vegană, o bomboană sănătoasă. Există și dulciuri sănătoase, care va să zică. Three Net Radio. More music, more colors.